mulțumesc. Pentru că pașii lui Sebi și pașii lui Eva, care vin acum la mine, sunt pașii voștri. Mâna mea vine din Argeș. O cunosc de când avea 2 ani ușori, Eva acum 5 ani. Eva la 2 ani ușori nu stătea în funduleț bine. Nu mergea nici cățel. Nu vorbea și acum este minune. Spune bună seara! Care se poate susține, așa cum vedeți, că în cazul lui Sebi am avut oarecare susținere și financiar datorită cărțului și a familiei care eram alături. La Eva, în schimb, vine din Argeș, dintr-o familie cu 7 copii. Ce credeți că ar putea face o mamă care mai are 6 copii? Ca această minune care a plecat de la 1 kg și 200 de grame... 950 de grame, spuneți mama. 950 de grame, dar e valoarea noastră. Da, 950 de grame. Am reușit să facem minunețul ăsta care acum merge, vorbește. Este o minunată. Eva, face pe ei că să ne arăți când ai învățat la clienta să te rătești? Hai! Bravo, Eva! Bravo! Moldovenesc și acum am simțit cea mai binecuvântată că Dumnezeu mi-a primit acest dar. Vă mulțumesc!